Bună ziua! Astăzi la Puterea Știrilor o să discutăm un subiect sensibil pentru guvernanții noștri. O să dezbatem un capitol la care România, din nefericire, este codașă, și anume digitalizarea. Voi discuta toate aceste aspecte alături de invitatul meu de astăzi, Gabriel Baba, tânăr antreprenor și CEO al companiei DHC. Bună ziua, Gabriel, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Spuneam și la începutul acestei discuții că, din păcate, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul digitalizare. Ce înseamnă, de fapt, și ce oferă digitalizarea României? Digitalizarea oferă șansa companiilor, cât și instituțiilor publice, să ofere servicii mai rapid, mai eficient și mai sigure. Totodată, obiectivele digitalizării sunt să ne ofere o viață mai simplă, mai frumoasă, de la a cumpăra un bilet de tramvai cu cardul, la clădiri inteligente, sistem de sănătate inteligent, educație inteligentă, energie, transport și așa mai departe. Această tehnologie, pe lângă beneficiile pe care le aduce cetățenilor, cât și modului de lucru în cadrul companiilor și ale instituțiilor statului, reduc foarte mult costurile. Costurile cu personal, costurile cu absolut tot ceea ce, în funcție de companie sau de instituție. De ce suntem pe ultimul loc în Europa? Asta urma să te întreb, dar mi-ai anticipat întrebarea. De ce suntem pe ultimul loc în Europa la un capitol atât de important? Cred că trebuie să privim în istorie, să privim ce s-a întâmplat în ultimii ani de zile, deoarece am avut un start foarte bun în anul 2015, respectiv în 7 aprilie, când s-a aprobat această strategie națională privind agenda digitală România 2020. Știți, când ne gândim la domeniul ăsta IT în România, primul gând ne vine foarte mult specialiști IT, viteză mare la internet, însă e ca și cum avem o mașină de Formula 1, însă noi nu avem bani să îi punem benzină sau nu știm să o conducem. Comisia Europeană a dat publicității un raport care se numește DESI, în care există un clasament cu toate statele membre ale Uniunii. România, din păcate, se află pe ultimul loc din mai multe motive. Acest raport, la baza acestui raport stau 5 indici, respectiv conectivitatea care înseamnă serviciile fixe de bandă largă și serviciile mobile de bandă largă. România stă bine la capitolul ăsta. Media în România acestor servicii este de 3 ori mai mare decât cea Uniunii Europene. Capitalul uman, care România stă destul de slab. De ce? Imaginați-vă următorul lucru. Avem 4-5 milioane de pensionari. Dacă i-am întrebat cum își doresc să primească pensia pe card sau să vină poștașul, cred că o mare parte din ei ar prefera să vină poștașul. Un alt indice este utilizarea internetului. La capitolul cumpărături online sunt de pe locul 28, pe locul 27 la servicii de banking. În schimb, suntem pe locul 4 la utilizarea rețelelor sociale. Un alt adică românii stau foarte mult pe Facebook. Da, Instagram, Facebook, suntem în top 5, după cum se observă. Un alt indice ar fi
integrarea tehnologiei digitale în cadrul companiilor. În România, după cum observăm, din ce în ce mai multe companii încep să ofere servicii digitale. Chiar de curând am fost într-un hipermarket, am cumpărat câteva produse și nu a fost nevoie să merg să stau la coadă ca un casier să scaneze fiecare produs în parte și să-i plătesc acele produse, ci efectiv m-am dus, mi-am scanat eu personal fiecare produs și am achitat cu cardul. Cred că foarte multe persoane pot observa acest lucru și chiar le încurajez să folosească această opțiune. Pentru o companie, vă dați seama, reduce foarte mult costul cu personalul, reduce anumite riscuri. Deci companiile avansează și devin din ce în ce mai eficiente în piață. Și al cincelea indice, respectiv serviciile publice, din păcate, la nivel european suntem pe ultimul loc, avansăm greu, chiar dacă, cum spuneam, am avut un start bun în anul 2015, s-au făcut mari eforturi atunci. Imaginați-vă că o astfel de strategie națională trebuie aprobată de foarte multe instituții, foarte mulți oameni implicați, ceea ce nu este un lucru foarte ușor, însă s-a reușit și sunt de părere că trebuie să vedem ce mai putem face de acum încolo ca România să nu fie pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Dar de ce consideri tu că acest aspect destul de important, digitalizarea, nu reprezintă totuși o prioritate pentru guvernanții noștri? Eu cred că reprezintă o prioritate, însă problema este la gestionarea acestei priorități. De la modul în care se implementează soluțiile, la modul în care aleg să își bugeteze aceste investiții și totodată faptul că trebuie să existe oameni capabili să facă acest lucru. Există o șansă pentru a redresa această situație în momentul ăsta? Cu siguranță există o șansă pentru orice în viață. Important e cine gestionează acea șansă. Și consider că nu este gestionată cum trebuie, să înțeleg? Neapărat. Depinde mai mulți factori aici. Cum spuneam, am avut un start bun și poate avem șansa pe parcurs până la sfârșitul acestei strategii naționale să ajungem să îndeplinim obiectivele. Adică acum eu tot ce pot să fac ca un simplu cetățean, tânăr, student, antreprenor, e să analizez anumite rapoarte. Pentru că e publică această strategie, iar obiectivele ei sunt publice. Sunt la îndemâna oricui. E foarte simplu să ia agenda digitală, să o citească și vom vedea la sfârșitul acestei perioade ce obiective s-au îndeplinit și ce obiective nu s-au îndeplinit. Aminteai mai devreme de raportul DESI. Ce înseamnă mai exact acest raport? Raportul DESI înseamnă o analiză a Comisiei Europene, respectiv indicele economic și social în privința digitalizării, iar la baza acestui indice stau cele 5 capitole, respectiv conectivitatea, capitalul uman, integrarea tehnologiei, și serviciile publice digitale.